Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! O serie neagră de 5 partide fără victorie pentru Olteni. În acest moment, Universitatea Craiova are un singur punct avans față de adversara de astăzi. Șep și Universitatea Craiova, o partidă între două echipe care sunt în play-off, dar care au nevoie de victorie. Interesant, se întoarce Calacu. Acum vine centrarea, este superbă faza. Numai că Ninai nu reușește să lovească nici acum. Trebuie, nu era simplu însă să dai gol de acolo. În orice caz, apărarea Craiovei păcălită total de această schemă. Încă n-a marcat Ninai în acest sezon, apare de foarte multe ori la finalizare, evident pe fazele fixe. Nu era offside? Cred că nu era. Și la asta trebuie să ne uităm. Centrare bună a lui Șerif Calacu. Oteliță, centrarea lui Oteliță, respinsă de primul om. Apare acolo foarte bine și respinge însă și defensiva Craiovei. Ninai, vijelios, moment bun pentru Șepși și este gol 1-0. Tebeliuc. Primul gol dacă... Tebeliuc. La Șepși. Nu, aici nu cred că mai poate să fie nimic. Asta e întrebarea. Minutul 33. Nu mai cred că e nimic disputat aici. A fost un atac prelungit al lui Șepși care se termină cu golul lui Gabriel Tebeliuc. Și spun un lucru. Este un gol pe care Tebeliuc l-a așteptat de enorm de multă vreme. Nu mai înschisese din iulie 2022. Un an și jumătate. Atunci când punctam împotriva Mioveniului, era la CFR Cluj. Dacă Ivailo Petev nu are clauză mare, numai clauză nu mai poate ține în funcție dacă pierde și meciul ăsta. Aici. Nu are voie să se întâmple așa ceva. Ninai a recuperat, după care și Ion Gheorghe. Marcovici este principalul vinovat. Nu se poate întâmpla așa ceva. Aici. A, nu e Marcovici, e Marcovici. Că nu ții de minge, ok, dar să ți-o fure și să... Îți dai seama, colegii tăi pleacă pe atac ca să se demarce. Deci este o greșeală monumentală. Nu o lovește bine, dar intră în poartă, adică îi dă în cap. Să știi că se pune. Da, sigur. Încă o dată de Beliuc, dar chiar a șutat rău de tot. Da, e gol. 1-0 pentru Șepși. Pasă bună, atenție, într-un spațiu liber unde aleargă Jonathan Rodriguez. Matei rămâne cu noroc la balon de carul. E offside, cred că este offside. Debeliuc în portarul David Lazar. Îl ceartă Matei pe Debeliuc, într-adevăr. I-a stricat faza. E de înțeles dorința lui, dar a stricat faza. Bine, ce fac acolo fundașii Craiovei? Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. N-ai cum să-l dobori tu Zaicofe, Raul Silva și să rămână în picioare de Beliu. Și aici egoist nu pasează pe lung. Da. Greoi în execuție. Sper că nu-l ceartă pe Danciu, pentru că nu are nicio vină Danciu. Iată-l pe tânărul jucător reușind să recupereze. Crețu. Pe dreapta, vine centrarea, bine în careu și este gol! Ce gol dă Marcovici! Ai certat degeaba. Nu l-am certat degeaba. Aici a reușit să se înscrie. Gol extrem de important marcat de Marcovici. Al cincea reușită stațională. Ivailo Petev respiră cumva ușurat. Marcovici nu mai înscrisese din 1 octombrie. Da. Sunt 4 luni. Ultimului gol venea într-un Craiova-Botoșani, 5-1. Nu mai scoate Petev. Aici a fost evident și o mică eroare, zic eu, a lui Nițui. Nu, a lui Oteliță. De ce Nițui? Trebuie să iasă portarul? Nu să iasă, dar uite și tu cum se duce mingea. A, da, e pe colțul scurt. Nu se aștepta cât să dea atât de bine Marcovici. Lovește foarte corect. Problema este însă, cred, și la Oteliță. A țopăit mingea în fața lui. Da. Nu s-a informat Oteliță aici. Nu mai contează. Spune și tu, fotbalul așteaptă eroarea. Ea a venit, avem două goluri în prima repriză. Ce alargă Vlădoiu, bun. Ce pasă dă pentru Marcovici. Un dribling al acestuia. E penalti, e penalti. Ia. No, e fault în atac. E fault în atac. Nu este nimic, prieteni, incredibil. Incredibil, Marcovici nu se dă la poartă. Calcă pe Ciobotariu. Nu se poate da penalti aici. Dar ce păcăleală. Incredibil. Nu a existat niciun contact. Ce trebuie atât de mult? Ce Dumnezeu îi trebuie atâta? Ce vrea să vadă? Aici întoarce. N-a existat contact decât
invers, calc, din partea da. Cealaltă. Da. Și ce se dea galben pentru simulare? Minge în careu, minge la Aganovic și vine șutul, puțin pe deasupra. Apariția lui Kevin Varga a venit în această iarnă, luna trecută de fapt, de la Apollon Limassol. Da, și acum Varga, noul intrat. Varga întârzie pasa, îl vede pe Matei. Matei, nu era Calacu. Abia acum este Matei. Ce ocazie mare a avut de carul lui Șepși. Ștorc că este nemulțumit. Nu cred. Mai stăteam 20 de minute. Dacă se dădea gol. Probabil că nu e offside. Uf, cât de rău, cât de rău a dat în minge. S-a desfurcat acolo bine Calacu. Și problema cu cartonașele este foarte gravă la Urtețez. Azi nu l-au avut pe bancă, etapa viitoare nu s-a avut pe Mitriță. Oh, ce pasă! Ce pasă! De ce? De ce? De ce? Codici. Ești vârf de atac. Sigur că Mitriță cere penalti. L-a chemat, dă penalti pentru Cruyff. Păi el îi pasează lui Colici, sau pasează indirectă lui Mitriță. Nu, asta ceva n-aș să vadă la VAR. Asta va de la VAR, nu se va decât acea fază. Minai. Nu asta, nu aici. Aici, că îl ține. O teniță? E o imprudență a lui Oteliță. Da, pare că de-aia nu poate să plece Mitriță spre minge. Pare că de-aia nu poate. Oricum, ținerea se prelungește, oricum e penalti, da. Penalti pentru Craiova. Decizia este corectă, sigur că... Are acoperire, cred că este expresia corectă. Da, face parte din acele soft penalty-uri, da, e. N-are puterea Ivailo Petev să se uite spre poartă. Colici imperial în vincul 2-1 pentru Craiova. Așa se bate, așa se bate un penalti. Al treilea gol pe care Colici îl marchează împotriva lui Șepși, toate în deplasare. Se bate pe de altă parte, asta e fotbalul, Matei ratează o ocazie enormă. Da. Și asta este fotbalul în era VAR-ului, pentru că au trecut vreo 2-3 minute, 2 minute măcar de la momentul în care a fost fază respectivă. Crețu, pasă în stânga. Bayram întâmpinat de Oteliță, Bayram mai puternic, scapă, Bayram în viteză, intră în careu, Bayram pentru Mitriță. Șutul acestuia în blocaj, n-a mai avut răbdare să încerce un nou dribling și vine și acest șut de la depărtare. Frumoasă faza lui Bayram. Un alt jucător care a avut probleme cu accidentarea la națională, aduce aminte prin toamnă, a lipsit o lună întreagă. E destul de vulnerabil, sunt destul de multe accidentările. Iată aici pe Bayram. Scapă din nou de atacul unui adversar. Mitriță a trecut în spatele lui Colici. Bayram stânga, campanul dreapta și este 3-1. Superb Crețu. 3-1, Cruyff câștigă meciul probabil. E a doua oară când este condusă la pauză cu 1-0 și revine și bate 3-1. Așa s-a întâmplat la Galați. Fantastică revenirea Craiovei. Al patrulea gol al lui Crețu în acest sezon de Superliga. Sau chiar al cincilea. Cred că e al cincilea. Al cincilea, da. Frumos șut, foarte frumos șutul lui Crețu. A marcat pe terenul CFR-ului, iată că marchează din nou în deplasare, dar la Sfântul Gheorghe. Fără nicio vină, nicio șansă pentru Nisui. În plasa laterală impecabil. 5-2 pentru FCSB, acum 3-1 pentru Craiova. Sigur, de înfrângere ale lui Șepși acasă. Iar programul lui Șepși în continuare este cu adevărat infernal. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super.